Ionel Roșu, omul de afaceri din Botoșani, care a inițiat o acțiune menită să ajute copiii cu autism și sindrom Down, a început să culeagă roadele. Botoșăneanul a adunat voluntare și angajate de la unitatea pe care o coordonează pentru a face curățenie la Centrul pentru Copii cu Nevoi Speciale Șansa Mea, subordonat direcției copilului. Cum se derulează lucrurile la momentul de față? Foarte bine, fiecare ajută cu ce poate. Eu am echipa de fete care sunt profesioniste, celelalte sunt gospodine și cu o cărpă, cu o mătură, cu un mop, cu un aspirator lucrează zi de zi, iar aici am o voluntară care are un copil bolnav de autism și a venit, a văzut în presă. Voluntarele susțin că motivul principal pentru care s-au angajat în acest act caritabil este dorința de a ajuta copiii. Am ales să vin astăzi aici tocmai pentru a sprijini și eu în ceva, mă rog, legat de curățenie și pur și simplu am vrut să vin, să ajut, să fiu de folos. Nu, este prima dată, dar intenționez să mai vin. Una dintre femei s-a decis să vină și să contribuie la curățirea clădirii proaspăt renovate a centrului, deoarece cunoaște din propria experiență cum este atunci când ai nevoie de ajutor. Grădinița Șansa Mea mi-a dat o șansă copilului meu, deci eu am un băiețel autist, așa, am avut copilul în Șansa Mea timp de 2 ani de zile, Șansa Mea m-a ajutat enorm. Deci, acum a venit rândul să întorc gestul. Inițiatorul acțiunii, Ionel Roșu, a menționat că s-au alăturat actului caritabil 6 persoane venite din partea firmei de curățenie pe care o patronează, 3 persoane de la magazinele ce le conduce și 10 voluntare. Îi voi exploata până la 5 seara, vreau scot untul din ei. La final de zi, fiecare muncitor va primi drept răsplată pentru munca efectuată câte o porție de fasole cu cârnați și o ulcică de vin.